Predoiu n-a venit după o guvernare a altui partid și-ar dori ei, XYZ, să spună a venit eu Predoiu și fac curat. Acel minister este la PNL de 4 ani de zile. Același ministru ne spune am pierdut lupta cu drogurile la adulți. Nu știu că crede chestia asta sau este gafeor de profesie, pentru că este o propoziție și o afirmație de o gravitate extremă. Într-un stat contează foarte mult semnalele care vin de sus, de la președinte, de la miniștri. Și dacă ministrul al poliției spune am pierdut lupta, atunci traficanții, poate unii care îi sprijină din statul român, zic ok, deci noi ne putem desfășura în continuare și să aducem cristale de droguri și toate prostiile astea și să le vindem. Că aici a declarat reprezentantul statului că a pierdut lupta cu noi.